Ia uite-o, Veri, pe ăsta, după ce faci, îl bagi în dulap sau ce faci, Veri? Haideți, bă, nu se poate, bă. Salve, șacalilor, ce faceți? Anul trecut am făcut un clip care se numea Case în care ai vrea să locuiești. Azi ne uităm la oameni care au case super șmechere, dar... Deci, mamă, panoramă la casă, nu? Anul acesta, adică azi ne vom uita la case unde nu ai vrea să locuiești și nu în lume, fraților, atenție, mai exact în România. Bine. Fraților, cât vorbesc eu aici, bum, voi nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul acolo cu toate notificările, băi băieți. Mai avem o leacă și facem 1.500.000 de abonați încă 3 luni până să termină anul. Se poate, băi. Bineînțeles, fete și băieți frumoși, vă mai zic, ia uite, codul SNIC pe fuj, 10% reducere. Bam, hazul meu frumos. Ok, hai să vedem, dar ce ciudat arătam eu anul trecut. What the fuck, fraților? O leacă de glop, dar această barbă de viking, ce mai zice? Lăsați acum în comentarii dacă se mai țin barba sau s-o tund, băi băieți. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. Cu toți știm, fraților, această garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj, da? S-au făcut clipuri pe seama acestei garsoniere când ești prost din... stai pe canapea și... Dacă ți-ai dat ceva în bucătărie, te-ai antism mâna și ai luat. Mai erau de aia că dacă vrei să te duci la baie, poți să te ridici un pic de pe canapea și dai direct în WC, știi? Dar această garsonieră, fraților, dacă ți-ai pierdut telefonul, este probabil să-l ai în mână, pentru că n-ai venit să-l pui. Atenție! S-o dus mema cu asta, am vrut doar să vă introduc în videoclip, da? În videoclipul miștoului, da? Pentru că acum, abia de acum o să urmezi nebunia. Clipul ăsta a venit foarte random, da? Vorbeam cu cineva și a apărut random în conversații, bai în bucătărie. Și am zis că nu există așa ceva. Nu știu cum am ajuns, da? Să ajungem la bai în bucătărie și mi-a zis că chiar există așa ceva. Cum nu știu? Am zis, nu se poate în România, dar hai vă rog, da? Dar nu în România, dar cum se... Și am căutat, am zis că nu se poate. Băi, domnule, nu se poate. După ce am căutat, am ajuns la... Da, concluzia că da, până la urmă se poate. Nu mă pronunț, dar... Se poate până la urmă. Da, fraților, uitați-vă la asta, sigur că da, se poate, da. Cu acest clasic românesc, am putea spune, covor în țesut împletit de ăla. Clasicul scaun aici rotund așa, da? Un suport de haine, păi cum, dacă intri în casă, să ai să spui geaca, măi băiatule, să o așezi aici, dar poate ai invitat să, când îi așezi aici pe această măsuță unde te urci în cadă. Să ne pui un pic haină. Vine cineva la tine. Deci, băi, mă scuzați, să fac un duș, vin repede. Vezi că stau ăștia aici, frate, sprijiniți așa de blat, să așteaptă să termin dușul. Tu acolo, în duș, te uiți așa, mă, scuzați, mai durează, te speli așa. Oricum îmi dau seama că probleme psihice sigur am, fraților, că îmi dau seama că râd singur la... La o garsonieră, sigur că da. Bine. Uneori filmez din nevoia de a vorbi, bă, că stau singur atât timp, știi? Și nu vorbesc, știi? Că stau în casă, mai când mai așa, dar nu vorbesc. Și îmi dau seama după 5 ore în care n-am vorbit, când vorbesc prima dată, știi? Dacă nu vorbesc, n-ai corzile vocale încălzite. Bă, și am voce așa groasă, știi? Pentru că n-am vorbit vreo 8 ore de când tot am stat singur în casă, am voce așa, știi? Și mă gândesc, băi, ar trebui să filmez, să mi se subțiezi vocea. Următoarea poză, sigur că da, este un alt unghi aici, dacă credeți că s-o termina garsoniera și nu s-o termina, fraților, cum? Păi ce e așa mică? Cum, băi, belețulea, că ochii, cum? Păi aici avem bucătărie, avem baia. Lasă, bă, arancasul, dar tu chiar credeai că n-ai loc să-ți faci ceva de mâncare aici? Fraților, vă rog frumos, fraților, trage asta și ai închis camera aici. Îți faci ceva de mâncare de pe WC, băi, nu se poate, bă. Ce coșul ăsta, ce faci aici, veri? Stai pe el în timp ce te speli pe mine, nu se poate, bă. Stai aici în timp ce coși la aragaz. Bă, dacă faci un duș, o sărit o leacă apa peste cadă asta, ești prost, ajungi direct în mâncare, veri, stinge focul. Bă, dar plătesc gaz degeaba să-mi sting focul singur. Ia uite aici, ce feri, bine. Din nefericire ai doar două poze, dar de fapt ce prost sunt. Unde să mai fac altă poză, ești prost? Mă gândesc și eu acum, chiar unde mai putea să fac altă poză? Aleo, ai pus tot, ți-o da măta un pui ăla la pungă, să ți-l pui să faci mâncare cât ești la facultate. Așa, veri, vezi că zici, te sună măta, ai scos puiul din cuptor! Acolo în duș, veritiz mâna, hop, ai luat puiul, știi? Zic, bă, gata, mama, am scos puiul. Nu, stați, acum am văzut, fraților. Mă duc să-mi suflu nasul ca să îmi treacă șocul un pic. Vă las să vă uitați voi, să-mi spuneți dacă observați ceva greșit. Eu acum am observat, dar vă las pe voi cât îmi suflu nasul să... Ce observați? Oricum totul e greșit, dar ce observați cel mai greșit? Ia să vedem. Mi-l mai suflu o dată că poate n-ați găsit. Bă, fraților, voi observați, bă, standerul ăsta, suportul ăsta de rufiverilor chestii în duș, frate. Dar cum se poate așa? Dar nu o să. A, băi, vă rog. Haide, bă, lasă. Dar n-am pun veri. Dar unde mai pun? Dar unde să-l mai pui standerul? Normal că-l las în cadă. Dar cum fac duș în cabina de duș aici, veri? Cum? Mă spăl cu standerul, iar îl spăl, iar. Bă, dar mai dă-te-o leacă, bă, iar îl pun, mă dau să-mi iau șamponul, iar îl mut în partea asta, veri, așa.
Nu se poate, bă. A, bă, lasă, nu pot să cred, bă. Uite-l cum stă. Bă, nu se, bă, nu se poate, bă. Și de curiozitate, unde e doamna, frate? Că nu se poate. Aici, deci aici este ăsta este patul. Fraților, ăsta este patul și îți pui completez cu ăsta aici, îl pui aici cum ar veni și ăsta e restul. Cu spatele pe asta și cu capul pe scaunul ăsta sau cum se întâmplă? Sau cred că bagi și masa în cabina de duș și te culci aici pe o salteluță, ceva, că nu se poate. Garsoniere din chiriat ultracentral în București, veri. Dar cum, veri? Și stau pe WC-ul ăsta, veri, și cum spăl vasele, veri, în același timp că m-am luat aiurea? Bă, cum s-o gândit de cineva să pune, nu se poate. Ia, uite încă o dată, nu se mai poate. Ia. Ia uite o veri pe asta. După ce faci, îl bagi în dulap sau ce faci, veri? A, des, bă, nu o să, bă, nu se poate, bă. Un român vrea să închirieze o garsonieră cu baie și bucătăria în dormitor. E mai ok așa decât să te deplasezi dintr-o cameră în alta. Am încheiat citatul. Și aceasta, fraților, este garsoniera. Oricum este nou, este refăcut, adică este normal ca prețul să urce o leacă până la urmă, că este abia renovată, băi. Acum o pus televizor aici, Smart TV Ultra HD 4K, băi, fraților. Dacă nu plătești camera în sine, măcar plătești televizor, veri, dar te-ai băgat aici în duș și înainte să te bagi în duș, bam, te-ai conectat pe YouTube și ai pus ceva la televizor să-ți cânte. A, bă, dar unde mai vezi tu, bă, garsonier, să-ți cânte, să ai muzică când faci duș? Este de respectat totuși că ai un preșuleț aici, pe care îl lași pentru invitați, da? Ca să-l lași papuci aici și când faci duș, hop, îl tragi aici, știi? Îl pui aici, apoi ca să calci pe, știi? Să nu aluneci, știi? Ia următoarea poza, asta este continuarea, în caz că nu vă dați seama, este făcută... Băi, nu se poate, dai mai mică decât cealaltă. Păi dai bine, care sens, te-ai pus aici, asta cred că cu siguranță, la prețul ăsta, păi bă, ai plătit pentru asta, asta este extensibil. Trage asta aici, știi cum ar veni, te pui cu capul încolo, dați spre covor și te uiți la televizor sus. Păi este lux, bă, este confort asta. După o mică analiză așa, păi da, este mai lux decât cred. Aia ce? Păi bossule, la banii ăștia ce mai vrei? Ce vrei, bossule, la 300 de euro mai mult de atât, nu se poate. Bă, ca samsaria, domnule, este full. Ce să mai, ce poți să vrei mai la prețul ăsta? Full, full, din cap până picioare. Eu cu mâna mea am făcut-o, am configurat-o eu. Cum, o luat-o cumnată mi-a cu 10 ani, a fost cu ea la reprezentanță full, o semnat acolo, mașina full, n-ai ce să mai vrei opțiuni pe ea. Nu, bă, nu se poate, dai cuptor cu... cuptor. Dai mini frigider în caz că vine cineva la tine, ai cu ce să-l servești, da? Ai mașină de spălat, dar câți nu-și permit în țara asta mașină de spălat, bă, și tu la banii ăștia nu așa, da, ai un suport aici, uite, ai scaun ascuns aici, pe care îl bam, l-ai băgat aici. Bam, l-ai băgat aici după draperie. E, poți să-ți ieși tu, acum asta este stocul draperia, dacă vrei chiar să nu se vadă. Te duci la JISC, mereu, ți-ai luat și tu draperii de aia mai lungă, ce vrei, dacă chiar ai pretenții. Bă, fraților, cred că sunt foarte trist. Lăcrimez de la propriile mele glume foarte proaste. Cred că sunt trist. Oare de ce sunt așa trist, băi? În concluzie, la banii ăștia este superb. Este mai ales televizorul. Păi ai stat. Păi vii cu o gagică, veri, la tine. Ai tras patul, hop, și ai pus aici film pe televizor, pe Netflix. Și v-ați uitat. Și v-ați uitat, gata. Tupeu de borfaș în Cluj-Napoca. Garsonieră cu WC în bucătărie scoasă la închiriere pentru 2700 de lei. What? Ce? 2700 lei în euro. Cât din 5? Ce? Acum să vă pun o întrebare. Poate îmi lăsați în comentarii și mă ajutați. Cluj este în România? Să mai află în România sau a trecut de spre Austria încolo, că nu mai știu dacă. Nu, deci Clujul era așa, deci aici e țara românească așa și cred că la Imperiul Austro-Ungar atunci, nu cred. Bă, nu se poate, bă, au pus pe Facebook. Închiriez apartament cu o cameră în cartierul Mărăști, pe strada Fabricii, la demisolul unui bloc. Condiții ideale pentru o familie sau cuplu cu venituri mici. Accept și animale de companie în apartament. Ce apart? Ce? Deci sper că este ironic. Deci sper că este ironic. Adică toate Caterinca, necaterinca, dar mobila este nouă. Latul de bucătărie este nou. Are stilul ăsta mai feng shui, de zici că e casa lui Alina Ceușan, așa, știi? În sensul în care vedeți că tavanul e așa, știi, de încărămid, pare că e, cum să zic, o parcare, așa, știi? Dar e stilul ăla așa, futuristic, știi ce zic? Da, uitați-vă aici, păi așa, păi așa este și aici, știți? Uite, extintor, păi cum? Da, extintorul costă o grămadă, veri. Dar cum? Da, ai suport de vase, cuptorul ăsta de la Samsung, da, ce tare este. A, dar cușul ăsta aici, cuș de gunoi, dar nu se poate, băi. Panou aici foarte tare, bun. Da, nu, este ce trebuie. Deci pentru un cuplu așa la început, eu zic că este mai ales. La prețul ăsta este mai ok, că nu toți avem venituri mari. Pentru ăștia cu venituri mici spre medii, e ok, se poate. Deci este trăibil, este locuibil, nu vă mai atâta pe voi. Cam astea au fost casele în care nu ai vrea să locuiești. Cu siguranță nu ai vrea să locuiești. Zic, uite, vă mai pun o întrebare, dar cine a rămas până aici?
Dacă vreți să-mi răspundeți. 2000 de euro pe lună dacă locuiți aici. Deci nu plătiți chirii, nu plătiți. Vă dau eu 2000 de euro. Ați putea să locuiți așa, eu n-aș putea veni nici să-mi dai 6000, 7000 de euro. Bine, pentru 7000 aș mai sta, sincer. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Ron Niculeț, fraților. Când am dus, nu merge și Instagram-ul, fraților. Nu știu când postez eu clipul acesta. Aș vrea să vă divulg câteva informații, dar nu știu când îl postez, așa că mai bine mă urmăriți pe Instagram. Că e mai bine așa. Sper că v-ați simțit bine, eu mă duc să plâng acum. Dacă ați terminat de mâncat sau ați mâncat, să vă fie de bine. Poftă bună în continuare pentru clipul care urmează după mine. Redau ștafeta cu Arăin la următorul clip dacă încă mâncați. Și ca de fiecare dată, eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.